Intervenție. Bună seara, domnul Mănăstire, îmi pare rău că n-am putut veni în studio, dar a trebuit să particip la o întâlnire extrem de importantă. Presupun că veți avea negocieri și aveți negocieri în desfășurare și astăzi și mâine. Sigur. Mâine la ce oră veți merge la aparatul Cotroceni? La ora 9 am convocat forul statutar al partidului în care decidem poziția partidului, delegația care participă la Cotroceni și mandatul pe care îl va susține această delegație, iar la ora 11 vom fi prezenți la invitația președintelui României la consultările de după căderea guvernului. Mandatul fiind pentru propunere, pentru o propunere de prim-ministru în persoana dumneavoastră, da? Partidul Național Liberal deja a luat decizia în această privință, în forul statutar numit Consiliul Național, care a stabilit candidatul partidului la funcția de premier. Aveți mandatul câte... ține va conține și alte elemente, dar nu pot să anticipez până nu am o consultare cu colegii mei și până nu consfințim în decizii în forurile statutare. Aveți pregătite câteva idei sau o schiță de guvernare pe perioada imediat următoare? O schiță de cabinet, o schiță de program de guvernare? Partidul Național Liberal este pregătit de guvernare de peste 2 ani de zile. Imediat după alegerea mea ca și președinte, am reformat comisiile de specialitate ale partidului, am pregătit toate politicile sectoriale, de asemenea am mobilizat oamenii de valoare, oamenii competenți, oamenii care au expertiză să se implice în elaborarea politicilor publice ale partidului și noi în orice moment suntem capabili să punem pe masă un program de guvernare. Susțineți varianta unui guvern restructurat de 15 ministere sau cel puțin mai puține decât are formula aceasta de cabinet? Cu siguranță. Este nevoie de ministere serioase care să gireze domenii importante de activitate. Media europeană în jur de 16 ministere. Cam atâtea ministere o să existe și în propunerea de guvern a Partidului Național Liberal. Ce s-a întâmplat astăzi la votul moțiunii? Au fost 244 de voturi, 238 pentru moțiune. Diferența asta de unde a venit, de la 238 la 244? S-au făcut unii că votează? Au sau votat, ce da, s-au făcut. Erau două bile clonă, adică nu erau bilele, au fost înlocuite bilele normale care se dau la vot cu două bile albe care erau asemănătoare, dar nu erau bilele care erau primite. Ne e greu să ne dăm seama ce a putut să facă așa ceva. Deci erau câte voturi, au votat minoritățile și e posibil din votul de la minorități să fi fost două, trei voturi împotrivă, că nu toți deputații minorităților naționale au aceeași opțiune și așa au apărut voturi împotrivă. Voturi clonă, deci bile de asemenea, clonă. De asemenea, a mai fost un vot, deși am avut înțelegere cu deputatul Bota să voteze astfel încât se vadă cum votează, amestecat bilele de nici nu mai știe nimeni cum a votat. Da, e un comportament extrem de ciudat. E prima dată. Bun, pe vremuri se vota, veneau cu medicamente, cu Nurofen. Da, veneau cu... Da, nu cu Nurofen, că Nurofen nu e alt. Bun, am veneau zis, da. Veneau cu aspirină. Cu aspirină, da. Da, acum vă dați seama să fabrici niște biluțe asemănătoare cu bilele, a reprezentat o premeditare. Și sigur asta a fost făcută la înțelegere cu negociatorii, să le spun între ghilimele, ai PSD. Bun, în continuare, cum vedeți calendarul? Săptămâna viitoare va fi prezentat un guvern în Parlament sau mai durează? După cum a declanșat consultările președintele României, se vede foarte clar că președintele vrea să vină cât mai rapid cu o soluție. În urma consultărilor, am încredere că va fi o soluție benefică pentru România și am convingerea că într-un timp cât mai scurt va fi instalat un guvern competent, un guvern care să facă față exigențelor guvernării României într-o perioadă plină de provocări
și de grave dezechilibre care au fost create de guvernele PSD. Puteți să ne dați și un termen, sfârșitul lunii octombrie sau cum vedeți calendarul? Că e important, lumea crede că astăzi Viorica Dăncilă a plecat acasă, dar mâine la Palatul Victoria va fi tot doamna Dăncilă și echipa domniei sale. Sunt convins că președintele României va lăsa un timp cât mai scurt posibil, atât cât permite Constituția, practic va încerca să elibereze Palatul Victoria cât mai repede de rămășițele acestui guvern. Victor Ponta, dacă l-ați văzut, a fost agitat astăzi în Parlament, a spus că vrea să facă, să reconstituie de fapt guvernul PSD, dar sub alte auspicii, cu el lider, da? El, Ponta, parte din PSD și parte din ALDE. Și că va merge cu o propunere în sensul ăsta la Cotoceni. Este opinia sa. În ceea ce ne privește, vă repede, vom formula poziția mâine, în cadrul reuniunii de mâine, de la ora 9 dimineață. Una dintre propunerile mele va fi foarte clară, ca Partidul Național Liberal să nu susțină nicio formulă în care există în orice fel de formă PSD. Dar o altă formulă, nu știu, un guvern, să zic așa, tehnocrat? Cred că a existat o experiență privitoare la tehnocrație și s-a dovedit că nu a fost validată. De altfel, în toate democrațiile din lumea asta, guvernele sunt formate de organizații politice, de formațiuni politice care au o filozofie, o bază doctrinară, care respectă niște principii, niște valori, niște reguli în acțiunea publică. Singura problemă este că aceste formațiuni se genereze, să le spunem, tehnocrați, oameni competenți, oameni care au expertiză, oameni care sunt buni manageri și oameni care au viziune și capacitatea de a pune în practică acea viziune pe fiecare domeniu. Dacă veți conduce un guvern minoritar în perioada următoare, susțineți ideea de alegeri anticipate sau vreți să mergeți cu acest guvern minoritar liberal dacă se va investi un asemenea guvern până anul viitor? Vom prezenta poziția noastră oficială, mandatul care îl va primi delegația după reuniunea de mâine. Mulțumesc pentru intervenție, sperăm să vă avem și în studio în perioada următoare. Vă doresc invitația voastră într-un moment la fel de important. Ceea ce vreau să spun este că este pentru prima oară în 30 de ani când un guvern PSD este demis de opoziția democratică. Mai există un singur guvern PSD demis prin moțiune de cenzură, dar a fost guvernul Grindeanu, care a fost demis tot de PSD. Da, a fost o reglare de conturi. Am asistat la o premieră în care opoziția democratică a reușit pentru prima oară să dărâme de la putere un urmaș al fostului FSN. Așa este. Mulțumesc pentru intervenție, domnule Orban. Cu mare plăcere, revenim în studio. Emilia Șercan. Așa